Bună seara, dragii mei, și bine ați revenit la o nouă etalare de pe canalul Tarot Viață Împlinită. În seara aceasta vom pune următoarea întrebare cărților. Celor trei variante cu câte trei cărți din tarotul clasic. Să mai rămân, să mai aștept persoana asta sau să plec sau eventual să aleg altă persoană sau altă situație. Deci aceasta este întrebarea. Să mai rămân sau să plec? Deci să renunți la relație sau să continui, să sper sau să lucrezi cu mine pentru a obține relația. Cam ăsta ar fi subiectul. Vă rog să vă decideți între 1, 2 și 3. Dacă aveți mesaje, dacă aveți comentarii, puteți să le lăsați, dacă aveți propuneri pentru clipuri, dacă aveți probleme, nu puteți să obțineți o relație, pot să vă ofer un program pentru atragerea unui partener, suflet pereche sau chiar suflet geamăn. Rămâne ca dumneavoastră să mă contactați la adresa de mail din detaliile clipului, da? Începem cu etalarea numărul 1. Decideți 1, 2 sau 3, alegeți intuitiv. Bun, și avem etalarea numărul 1. Următoarele cărți. Le așez așa să se vadă foarte bine. Avem asul de bâte, regele de monede și valetul de cupe. Aici avem două personaje de sex masculin sau două personaje de sex feminin de vârste diferite, una mai în vârstă, una mai tânără. Deci posibil două femei, dumneavoastră și încă cineva, să fie în preajma acestui bărbat sau să fiți dumneavoastră în punctul de a alege unul dintre acești doi bărbați, unul mai tânăr, unul mai în vârstă, și cu ambii există posibilitatea unui început pasionant. Unul dintre ei sau una dintre dumneavoastră aveți o poziție financiară bună și e posibil ca partenerul dumneavoastră să nu fie la același nivel material cu dumneavoastră. Avem acest valet de cupe, zodie de apă, pești, vedeți peștele aici, rac sau scorpion, dar în special zodia pești. Aici avem zodiile de pământ și aici zodiile de foc, deci au ieșit toate exceptând zodiile de aer. Zodiile de foc, săgetător, leu, berbec și zodiile de pământ, taur, capricorn, fecioară. Bun, deci aici la întrebarea să plec sau să rămân alături de persoana, să încerc să lupt în continuare alături de persoana asta, răspunsul este că trebuie să continuați să sperați, să luptați și să depuneți efort. Vedeți, bâtele înseamnă motivație, înseamnă voință, înseamnă energie, înseamnă a depune energie și a acționa. Acționa în special energetic. Deci dumneavoastră trebuie să aveți starea de spirit necesară, deci iubire de sine, încredere sporită, trebuie să vă puneți pe primul plan, să fiți pe piedestalul vieții voastre, trebuie să vă înconjurați, să vă umpleți de energie, doriți-vă lucruri, trăiți. Că vine persoana asta, că nu vine. Trimiteți-vă energia dumneavoastră către dumneavoastră. Deci aici puteți să așteptați și să puteți să fie mai multe persoane implicate, de să mai fie o persoană pe lângă acest bărbat, deci o femeie sau o femeie pe lângă acest bărbat sau un bărbat pe lângă această femeie, deci sunt mai multe variante. Dar să mai fie oricum o a treia persoană sau dumneavoastră să aveți de făcut o alegere și să aveți un început cu una sau chiar două alte persoane de sex opus. În orice caz, e vorba aici de o ofertă în dragoste pe care o primiți, destul de jucăușă, destul de copilăroasă. Deci categoric aici rămâneți. Deci rămâneți în continuare alături de persoana asta pentru că va fi un nou început pasionat sau ori un început, ori un reînceput pasional și pasionat alături de această persoană. Eu simt aici că există și un trecut pentru că avem regele de monede care ne vorbește niște energii statornicite, niște energii cu temelie. Adică există un pământ în care au crescut sentimentele și semințele iubirii voastre.
Avem totuși și aceste începuturi, valetul de cupe și asul de putere, deci pentru 25% dintre voi, cam așa, e posibil să fie vorba de un început alături de persoana la care vă gândiți. Dar răspunsul este da, puteți să mai așteptați și să lucrați pentru a avea, să vă schimbați pentru a avea această persoană. Pentru că așteptarea, nu e niciodată așteptare, doar rugăciune și așteptați să fie, dar voi nu schimbați nimic la voi. Deci dacă nu schimbați nimic, nici în viața dumneavoastră nu se schimbă. E legea asta. Deci este lege, știu că ați mai auzit-o în atâtea locuri, dar așa este. Deci faceți un lucru cât de mic. De pildă, o săptămână vă treziți cu jumătate de oră mai devreme, vă culcați cu jumătate de oră mai devreme și spuneți Universului, asta mă va ajuta să-mi aducă persoana pe care mi-o doresc mai aproape sau persoana la care mă gândesc să se apropie mai mult de mine. Deci aici, da, rămâneți în continuare, lucrați, și persoana asta va veni către voi cu o ofertă jucăușă, naivă, dar frumoasă și e un început pasionant sau un început. Etalarea numărul 2, care are energii de arcane majore numai din ce văd, diavolul îndrăgostiții, puterea, e o încărcătură foarte mare aici. Sunt și energii karmice la mijloc și posibil și vrăji sau intenții urâte ale unei a treia persoane, ce e și clar, pentru că vine de două ori și îndrăgostiții care însemna decizie între două persoane și diavolul care înseamnă legături extraconjugale sau cu mai multe persoane sau nimfomanie, obsesii sexuale, bisexualitate. Tot felul, avem și puterea care iară se referă la sexualitate, deci aici e legat de sexualitate foarte mult. Ei, nici dacă ați vrea, nu prea puteți să vă desprindeți. Deci nici dacă ați încerca, oricum, aici trebuie să rămâneți, eu așa zic, pentru că este vorba de o relație profund, potențial spiritual. Avem și aici semnul infinitului, optul, șasele, îndrăgostiții, suflete gemene, suflete pereche sau suflete pereche ascensionale. Dar sunt lucruri care trebuie rezolvate, e un întuneric între voi și în voi sau în celălalt care trebuie măcinat, trebuie înlăturat. Trebuie să, de la demon, să treceți sub aureola îngerului. Aveți nevoie de această temperanță, avem aici Capricornul, avem Gemenii, avem Leul, sunt foarte clar evidențiate aceste zodii, deci aici avem clar Capricorn, Gemeni, Leu, Soarele, deci zodia, ascendentul sau luna, categoric toți care ați ales de etalarea noastră, dacă nu ți-am că n-ați ales bine, pentru că sunt arcane majore, deci aici nu ne înșelăm, nu ne jucăm cu zodiile. Deci Capricorn, Gemeni, văd și un săgetător aici și Leu de două ori și Soarele de aici și în Cartea Puterii. Foarte multe emoții. Vedeți cum gestionează lucrurile cu chakra 3, cu chakra plexului solar. Pentru unii dintre voi poate legătura asta e prea apăsătoare, prea obsesivă și simțiți că nebuniți pur și simplu, că nu mai puteți ține lucrurile în fârâu, că nu mai aveți această putere de a controla emoțiile. În cazul ăsta, faceți un efort și depărtați-vă o vreme, dar nu renunțați cu totul sau puneți-vă energia și pe altceva, pentru că e foarte multă energie, o încărcătură ieșită din comun și se vor întâmpla și niște evenimente, cred că vor fi și niște revederi cu natură sexuală, vor fi foarte sălbatice și cu diavolul aici. Deci aici se vor întâmpla niște lucruri în perioada următoare, dar nu sunt neapărat, aici avem 15, 6, 6 de două ori, dar nu sunt neapărat frumoase, adică au ceva întunecat lucrurile astea și mai e o persoană implicată. Deci, voi trebuie să aveți foarte mult tact, foarte multă diplomație, foarte multă forță interioară pentru a gestiona toate aceste emoții. Nu vă vărsați nervii și furia pe cealaltă persoană pentru a îndepărta și mai mult, da? Deci, gestionați lucrurile cu tact, cu putere, pentru că aveți puterea asta spirituală. Spiritul vostru este foarte, foarte puternic și înzestrat cu niște haruri, ieșite din comun, deci puteți depăși această chestiune. Nu, încercați să nu urâți a treia persoană sau dacă sunt mai multe persoane implicate, chiar și părinți. Încercați să nu le sau persoana asta, pentru că vă refuză, că are ea
nu știu, poate o perioadă mai întunecată, insomnii, vicii și nu vrea să vă aibă aproape, poate chiar să vă protejeze sau poate universul vă protejează prin refuzul acestei persoane. Deci gândiți-vă la toate aspectele, pentru că aici sunt niște chestiuni și de natură spirituală, dar și de natură karmică. Bine, karma ține tot de spiritualitate, dar facem departajarea asta aici pentru a înțelege mai bine, da? Deci concentrați-vă aici, eu zic că puteți să rămâneți și că există un potențial nemaipomenit de frumos, dar trebuie să lucrați cu dumneavoastră, ca și la etalarea numărul 1, numai că e mai mult de lucru. Pentru că persoana asta vă iubește cu adevărat, e o dragoste care doare și la voi la fel, deci iubiți și mai ales să iubiți atât de mult încât doare. Și la persoana asta e la fel, dar sunt chestiuni și din vieții anterioare și karmă care bulversează persoana, să o fac să fie cumva și profitoar și adicea poate nu vrea, poate numai față de voi și-a deschis cumva chakra suflet, chakra inimii, chakra care unește materialul cu spiritualul, dar este de lucru. Deci decideți și voi, poate ar merge o pauză. Dar numai o pauză. Însă spuneți că vreți relația în continuare, dar aveți nevoie poate de un repaus sau oricum va fi ceva care vă va incita emoțiile foarte mult, va fi foarte multă sexualitate, foarte multă atracție. Deci vedeți cum gestionați lucrurile astea, să nu scape de sub control și să nu aveți altercații apoi și cu alte persoane și să vă strice zenul. Și etalarea numărul 3 era așa, ultima era Regina de Cupe. Aici avem numai arcane minore, deci deși mesajul aici e clar de a vă îndepărta de relație, avem totuși această persoană, mai ales dacă sunteți bărbat, această femeie în zodia racului, cel mai probabil, care e îndrăgostită de voi și ar vrea un nou început, însă sunt foarte, foarte multe obstacole la mijloc, foarte multe obligații familiale, copii la mijloc, soț, soție, chiar și prieteni, anturaj care stau împotrivă, chiar și job sau situație materială sau distanța. Sunt poate niște sacrificii enorme care trebuie făcute și multe persoane sau ar însemna poate renunțarea la restul vieții voastre pentru a ajunge cu această persoană. Sau ia cu voi. Dar cu toate astea, deși cărțile astea vorbesc de îndepărtare, că ar trebui să lăsați în urmă această relație, pentru că v-a făcut foarte mult rău și la un moment dat persoana asta v-a făcut o plecare surpriză, neașteptată și urâtă. Sau poate asta se întâmplă acum sau se va întâmpla în scurt timp, dar se observă chestia asta. Dar speranță totuși este, adică iubire încă este și se vede și aici, chiar dacă o vreme se va trece în zona mentalului foarte mult și a logicii, măi, așa stau lucrurile, utilitarist, e asta, 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 eu înțeleg, te iubesc, dar sunt atâtea obstacole între noi încât doare, încât taie în suflet. Dar eu cred, eu am speranța asta că și la voi se poate, însă e totul în funcție de nivelul vostru de durere. Deci dacă voi simțiți că nu se mai poate și că nu mai merită, atunci renunțați, pentru că viața este despre a trăi, despre a trăi frumos, despre a, voi, pentru că majoritatea sunteți femei, despre a trăi ca o regină. O regină care are cupa dragostei, care îi se oferă și pe care o poate oferi, cui poftește inima ei. Adică aceste plecări, aceste sacrificii care s-au făcut sau care sunt necesare a se face, trebuie să balansați lucrurile, să puneți în balans, în echilibru și în balanță și să vedeți pe... Nu știu, pe sufletul dumneavoastră, cum cad aceste lucruri, cum vin aceste ancore, ce primează aici, emoțiile sau mentalul. Avem zodii de aer și de apă aici, foarte clare.
Deși sunt zodiile de apă care cadrează, eu le simt mult mai mult pe cele de aer, implicate ori ca ascendent, ori ca soare, ori ca poziția lunii în harta natală, sau cred că avem un Uranus foarte bine aspectat, proeminent, adică să fie exaltat în casa lui, dar să facă niște unghiuri proaste cu Venus sau... Simt cum mi se scurge din energie uitându-mă la etalarea asta. Deci aici, cred că... Eu simt că există și potențial spiritual aici, dar pentru că și la relațiile karmice, de fapt, există un mic potențial spiritual acolo, dar și încărcătura asta ca lecție negativă care vine aici e atât de pregnantă încât nu știu ce să vă spun. Pentru că eu niciodată nu dirijez, păi persoana asta e așa, renunță la ea. Sau nu, adică nu pot să spun chestia asta. Decizia rămâne numai la dumneavoastră. Dar da, eu aici simt că sunt multe obstacole. Deci depinde de dumneavoastră ce alegeți. Aici să rămâneți, eu v-am spus situația. Da, sunt multe obstacole, persoana asta este foarte mult în mintea ei, a ales să plece, alege acum sau va alege în scurt timp, chiar dacă dragostea rămâne și poate înflori pe mai departe, dar o vreme, cam 6 luni, 6-8 luni, ar trebui să vă axați pe alte lucruri, pentru că e posibil oricum să vină către voi cu oferta iubirii dacă vă mai îndepărtați voi. Adică nu renunțați cu... Faceți și voi un experiment. Renunțați o vreme, în sensul... Eu nu renunț la relația asta, dar o perioadă îmi văd numai de mine. Și vedeți ce se întâmplă. Mai apare cineva pe lângă voi, cumva care să vă distragă și apoi vedeți dacă vine persoana asta către voi. Adică e clar că avem 8-ul aici și 6-le. E clar că universul indică că voi trebuie să vă recentrați. 6-le. Trebuie să vă gândiți puțin sau puțin mai mult și la responsabilitățile voastre și la ce ține de viața voastră, de vindecarea voastră emoțională. Sunt aici și niște chestii în subconștientul vostru, eu simt puțin și la unii dintre voi și niște complexe de inferioritate, deci încercați să rezolvați lucrurile astea sau chestiunea aceea cu la 1, 2 și mania persecuției, la alții și chestia cu sindromul Stockholm de a te sacrifica, de a fi victimă, nu că eu pot să fac și pe asta, nu. Voi sunteți zei și zeițele voastre, ale vieții voastre, deci comportați-vă ca atare, da? Numai bine.